Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Astro Confidențial. A spune că săptămâna ce urmează e încărcată de semnificații, e un fel de eufemism în condițiile date. Mai adecvat ar fi eu să spun că pășim într-o alt fel de dimensiune a existenței, în care avem de-a face cu un nou set de reguli cărora trebuie să ne conformăm. Nici nu putea fi altfel, având în vedere că intrăm în cea de-a doua jumătate a anului astrologic, marcată de echinocțiul de toamnă, iar în 2015 acesta are conotații deosebite, despre care vom vorbi mai pe larg în continuare. La începutul săptămânii avem de a face cu un trigon între orgolioasa Venus în Leu și temperamentalul Uranus în Berbec, care cu tot entuziasmul său ar putea să submineze deciziile înțelepte luate în zilele precedente. Sfatul meu ar fi să echilibrăm impulsul de moment cu o doză de prudență și rațiune. Ar fi o combinație câștigătoare. Principalul eveniment al săptămânii este, cum altfel, intrarea Soarelui în Zodia Balanței pe 23 septembrie. Spuneam că lucrurile se vor schimba de la punctul respectiv, adică de la eu trecem la noi. Nu degeaba este balanța zodia relațiilor cea aflată în căutarea armoniei. Am spus căutare, chestie care nu implică neapărat și găsirea acesteia, pentru că vorbim despre un semn cardinal, procesul în sine este unul dinamic și nu de puține ori include o oscilare între concepte contradictorii, între rațiune și simțire. Idealurile sale, doar e semn de aer care trăiește prin intermediul minții, sunt arta, frumusețea, cooperarea, interacțiunea cu ceilalți. Cu toții suntem puși în ipostaza de a defini conceptul de relație, de a conștientiza că nu suntem singuri pe lume și că pentru a trăi în pace și armonie cu celălalt, trebuie să recurgem la diplomație și de ce nu la compromisuri. Ei, iată o provocare. Nu toată lumea este pregătită pentru așa ceva. Cred că am auzit cu toții că diplomația este de fapt minciună, că dacă te place cineva, ar trebui să te accepte așa cum ești, fără să schimbe nimic la tine, iar compromisurile sunt de fapt un semn de slăbiciune. Dar dacă am urmat filozofia asta cu toții, n-am trăit într-o permanentă stare de conflict, iată întrebări cât se poate de pertinente în contextul astral al echinocțiului de toamnă. Ulterior, adică pe 25 septembrie, Pluto își va relua mersul direct prin Capricorn, după aproape jumătate de an de retrogradare. Asta înseamnă că, măcar temporar, toate planetele, în afară de Mercur, se vor afla în mers normal, ceea ce ar putea să facă mai ușor de gestionat problemele aduse de tranzitul respectiv. Revenind acum la Pluto, acesta scoate la lumină, ne ajută să exprimăm aspecte profunde ale relațiilor în care am fost implicați și pe care le-am tot disecat de fapt în ultimele luni. Aș spune chiar că vor fi direct vizate relațiile care implică un dezechilibru de putere, parteneriate de afaceri sau chiar ierarhii sociale sau de la serviciu. Acestea se reajustează tot pe principiul reechilibrării. Dar să nu vă închipuiți că este neapărat un proces plăcut, ba chiar uneori se pot produce prin intermediul unor divorțuri, ruperi ale unor contracte, chiar prin intervenție legală dacă este nevoie. Ar mai fi de spus legat de Pluto că în intervalul 22-26 este marcat de cel de-al doilea aspect tensionat pe care îl trasează cu Mercur. Mențiunea este că, evident, de data aceasta, planeta gândirii și a comunicării urmează o traiectorie aparent inversă prin semnul balanței, iar astrul transformărilor revine la mersul direct prin Capricorn, cel puțin în ultimele două zile influențate de această configurație. Pentru a atrage simpatia, sprijinul, pentru a intra în grațiile celor mai în vârstă decât noi sau în rândurile persoanelor poziționate mai sus în ierarhia socială sau profesională, politețea și amabilitatea de care vom da dovadă pot ajunge să frizeze chiar lingușala. Este o strategie care totuși s-ar putea să nu producă rezultatele scontate, ba chiar dimpotrivă, să genereze efecte adverse. De deznodământe similare am putea avea parte și din pricina ezitării în luarea deciziilor sau în ceea ce privește asumarea unei poziții față de o chestiune sau alta. Tot weekendul următor, planeta războinică Marte își va schimba domiciliul și intră în zodia Fecioarei. Putem să ne arogăm, fără urmă de modestie, titlul de oameni pricepuți la toate. Dacă pe parcursul tranzitului sau prin semnul leului ne limitam de cele mai multe ori la a ne bate cu pumnul în piept și a face paradă de tot felul de talente, de îndată ce planeta acțiunii și a principiului masculin va poposi în zodia imediat următoare, nu ne dăm înlături să ne suflecăm mânecile și să ne punem pe treabă.
Nu înainte însă de a concepe planuri pentru orice scenariu posibil, nu înainte de a dezvolta strategii convenabile ca timp și resurse și nu înainte de a consulta o bună bucată din literatura de specialitate. Asta pentru a ne asigura că nu ne scapă nimic. Și putem să ne încredințăm că nu vom duce lipsă de ocazii pentru a demonstra încă o dată importanța prudenței, a meticulozității, pentru a ne face util și a simți că raportul nostru face cu adevărat diferența într-un întreg, oricare ar fi acesta. Să vedem în continuare cum afectează această multitudine de aspecte astrologice fiecare dintre cele 12 zodii. Vor sau nu, berbecii trebuie să învețe săptămâna asta că e momentul să mai lase de la ei. Să conștientizeze că mai există și alți oameni pe lume care au exact aceleași drepturi. Nu spun prin asta că nativii sunt niște persoane rele sau egoiste, doar că suferă de oarece deficiențe la capitolul relaționare pe picior de egalitate. Și odată cu intrarea soarelui în zodia balanței, exact sectorul ăsta se va activa. Adică parteneriate profesionale, relații de iubire, chiar de amiciție, dar și confruntările cu dușmani pe care deja îi cunosc. Este un moment de cumpănă, care le-ar putea cere să pună punct și să o ia de la capăt în unele cazuri, să capete o perspectivă mai echilibrată, mai realistă. Le recomand să fie deci toleranți, deschiși, curioși chiar față de ceilalți. În felul acesta, speranțele lor se trezesc iarăși, pot să realizeze, să schimbe ceva important. Provocarea este să fie atenți, să nu dezechilibreze și mai tare cântarul relațiilor. Adică nu cumva să se ducă prea mult spre o extremă. Ar mai fi de spus că e posibil ca oricât ar vrea ei să-și păstreze zenul existențial, să apară posibilitatea ca altcineva să-i enerveze. Adică asociați, colaboratori care se complăceau până la punctul respectiv într-o relativă pasivitate și dintr-o dată își afirmă independența. Reacțiile brutale totuși nu sunt recomandate. Diplomația, capacitatea de adaptare le vor oferi în schimb posibilitatea să consolideze parteneriate importante. Trigonul dintre Venus și Uranus, care va marca mijlocul săptămânii, aduce norocul de partea nativilor datorită unei oportunități de excepție și a păstrării unei atitudini cât mai deschise față de ceilalți. Au parte de împliniri chiar acolo și atunci când se așteptau mai puțin. Din nou însă, graba strică treaba și le recomand să nu riște prea mult. Spre weekend, revenirea lui Pluto în mișcare directă le va facilita realizări notabile pe plan profesional. Asta dacă au tras învățăminte din provocările pe care le-au avut cu ocazia tranzitului retrograd al acestei planete. În plus, este necesară prudența și să nu alerge după succese cu orice preț prin arderea unor etape indispensabile unei dezvoltări sănătoase a carierei. Nu în cele din urmă, intrarea lui Marte în zodia Fecioarei pe 25 septembrie le atrage atenția asupra responsabilităților, sarcinilor de la serviciu sau de la școală. Vestea bună este că lucrul ăsta nu-i va îngrijora și nici nu-i va demobiliza. Dimpotrivă, văd lucrurile respective, indiferent de gradul de dificultate, drept o provocare personală și abia așteaptă să ridice mănușa oricărui fel de duel. Le recomand totuși să nu se arunce cu capul înainte în activități pentru care nu sunt pregătiți îndeajuns, să nu se ia la harță cu colegii sau șefii din cauza unor lucruri mărunte. Sănătatea, o agendă zilnică încărcată la serviciu, reechilibrarea rutinei, dar și o mai mare atenție la detalii. Iată spre ce îndreaptă intrarea soarelui în zodia balanței pe Tauri. Și pentru că ambelor zodii le plac lucrurile bune în viață, dar și să arate bine, nu este exclus să-i preocupe mai mult bunăstarea fizică, dar și cea psihică. Vor să arate bine, să se înconjoare de lucruri frumoase, să primească de preferință și complimente pentru asta. În plus, devin foarte sensibil față de necazurile celor alți, dar trebuie să fie cu băgare de seamă. Asta pentru că s-ar putea să apară persoane care vor să profite de bunele lor intenții. Tot în această perioadă, adică în prima parte a săptămânii, li se impune din exterior construirea de noi alianțe și chiar regândirea celor mai vechi. Scopul ar fi acela de a-și extinde libertatea de mișcare, de a mai ieși din rutină. Atât timp cât își țin sub control impulsivitatea, fac progrese considerabile, mai ales că și tonusul lor este excelent.
Din 25 septembrie, întoarcerea lui Pluto în aspect direct în Capricorn va aduce un plus de echilibru necesar și pune capăt unor tendințe de a oscila între extreme. Poți să își dea seama cu realism și obiectivitate de lucrurile care se petrec în preajmă și să clădească baze solide pentru obiectivele lor. De ce nu? Apare chiar și șansa de a pleca într-o călătorie. În cele din urmă, intrarea lui Marte în zodia Fecioarei le sugerează taurilor că îndrăzneala și dragostea fac casă bună. Dacă sunt într-o relație lungă, nu mai suportă inerția, pun piciorul în prag. Vor o schimbare la care visează de ceva vreme, dar pe care poate nu au avut până în prezent curajul să o pună în aplicare. La urma urmei, iubirea supraviețuiește mai ales prin infuzarea cât mai frecventă de noutate. Nativii singuri își pierd răbdarea și au inima în dinți, fac un pas hotărător pentru a se apropia de o persoană care îi atrage de mult timp. Distracție la maxim și romantism sublim. Iată la ce inspiră zilele ce urmează pe nativii din zodia Gemenilor. Intrarea soarelui în balanță energizează brusc pe nativii care probabil s-au cam plictisit în lumea ordonată și bine reglementată a Fecioarei. Sunt de-a dreptul efervescenți. Până la urmă, puțin haos creativ chiar le va prinde foarte bine. Doar sunt experți în a jongla cu neprevăzutul, în a profita de moment. Iar acum le va fi apreciată foarte mult capacitatea de a comunica, de a flirta cu oricine este nevoie sau doar așa, de amorul artei. Plus că în cazul gemenilor care sunt părinți, legătura cu cei mici devine mult mai veselă, rolurile sunt mai puțin rigide și redescoperă plăcerea de a petrece timpul alături de familie. Dar, în primul rând, va fi vorba de iubire. Toamna asta îi inspiră la declarații, gesturi frumoase, nopți fierbinți, nu atât de mult la asumarea de responsabilități, cel puțin nu atât de repede. Eu le sugerez să se bucure din plin de fiorii găsitei sau regăsitei povești de dragoste. Totodată, începutul și până spre mijlocul săptămânii este o perioadă oportună lansării de planuri, de mersuri personale. Atenție însă, se pot isca o serie de conflicte cu prietenii sau colegii și dacă nu își țin în frâu accesele de impulsivitate, riscă să-și taie singuri craca de sub picioare. Pe de altă parte, revenirea lui Pluto în tranzit direct va atrage atenția și asupra finanțelor. Banii ar trebui să nu mai reprezinte o problemă dacă îi folosesc în mod judicios și nu apelează la împrumuturi inutile. Au prilejul să-și ierarhizeze obiectivele, să scape de unele obiceiuri care le afectează bugetul. O persoană apropiată, un partener din sfera personală sau de afaceri, pare să treacă printr-o perioadă de oscilații financiare, de succese, dar și eșecuri. Dacă este nevoie de sprijinul lor, nativii n-ar trebui să ezite în a-l acorda. La finalul săptămânii, Marte tranzitează zodia Fecioarei și îi face foarte protectori față de familie, de oamenii dragi. Sună bine în teorie, dar în practică ar putea încerca să le limiteze acestora opțiunile, libertatea de mișcare. Evident, lucrul ăsta poate să dea naștere unor dispute aprinse pe care ar fi bine să le evite. De asemenea, li se va atrage mai mult atenția asupra detaliilor, adică au chef în cele din urmă să pună la punct treburi mărunte pe care le-au tot neglijat. Sau, dacă este cazul, se gândesc mai mult la sănătate, își fac o programare pentru un control medical cât mai cuprinzător. Familie și iubire, iată principalele coordonate ale vieții racilor din următoarea săptămână. Intrarea soarelui în zodia Balanței le va activa sectorul domestic, preferatul lor de altfel. Se gândesc la chestiuni prezente sau trecute care se referă la familie, casă sau viață personală. Aspectul ăsta astral este asociat deseori chiar și cu vânzarea sau cumpărarea unei case, schimbarea domiciliului, redecorarea, renovarea locuinței. În același timp, unii parcă vor să stea și mai mult pe acasă, mai ales dacă obligațiile profesionale i-au solicitat peste măsură în ultima vreme. Mijlocul săptămânii poate să le aducă idei multe și foarte creative. Faptul că au și darul de a inspira pe ceilalți poate să le aducă aliați prețioși. Le sugerez nativilor să iasă cât mai mult din casă, să socializeze. Nu de alta, dar li se vor oferi niște oportunități fantastice.
Relațiile de parteneriat personale și profesionale le vor aduce multe satisfacții odată cu revenirea lui Pluto în mișcare directă în zodia Capricornului. Oamenii care îi înconjoară sunt mai dornici decât de obicei să le fie de ajutor nativilor, să-i înțeleagă, să li se alăture în concretizarea unor aspirații personale. În cazul în care au fost afectați poate de o despărțire în trecutul apropiat, revenirea lui Pluto în mișcare directă le ia parcă o piatră de pe inimă. Le oferă ocazia să înceapă o poveste de dragoste alături de o persoană specială, capabilă să-i facă din nou să zâmbească. Totodată, atenție, se poate isca și un mic cutremur în viața lor de familie. Pot să aibă o confruntare cu o rudă, cu cineva apropiat și pentru a nu arunca gaz pe focul unei neînțelegeri, trebuie să-și stăpânească impulsul de a reacționa prea dur. Schimbarea modului în care privesc viața în general poate să rezolve niște vechi probleme și să le lase cale liberă spre noi proiecte legate din nou de cămin de familie. Comunicarea intensă cu cei din jur și călătoriile scurte vor fi la ordinea zilei din 25 septembrie, atunci când Marte își va face intrarea în Fecioară. Se întețește interacțiunea cu oamenii, au la îndemână un potențial energetic imens, lucru bun, care îi ajută să facă față cu brio multor sarcini, evenimente, discuții, negocieri. Dacă sunt în relații ceva mai proaste cu unele dintre rude, cu unii vecini sau colegi, Marte, din păcate, are prostul obicei de a pune paie pe foc și să iște o serie de certuri puternice, dar complet inutile, pe care de altfel le recomand să le evite. Începutul săptămânii le poate inspira leilor idei strălucite și originale. Discuțiile cu cei din jur iau o turnură neașteptată, ducând chiar la închegarea unor prietenii pe nepusă masă, dar atenție și a unor dușmănii. E nevoie să aibă mintea deschisă și, foarte important, să se adapteze la nivelul de înțelegere al interlocutorilor. Pe de altă parte, trigonul dintre Venus și Uranus este prielnic în multe sectoare ale existenței lor. Norocul se materializează prin apariția unor surprinzătoare ocazii. Păstrarea unei atitudini receptive, nonconformiste, va facilita ivirea unor surprize plăcute și va îndepărta tot ceea ce este insipid și monoton din traiul nativilor. Li se mijlocește o importantă realizare, poate chiar acolo unde se așteaptă mai puțin. Echinocțiul de toamnă, în schimb, va pune accentul pe comunicare, comerț, gândire, exprimare orală sau în scris, planificare și organizare. Vor fi favorizați mai ales nativii care lucrează într-o profesie ce necesită interacțiune sau comunicare cu oamenii. E bine să fie cât mai vorbăreți și cooperanți. Și ca atare să o lase mai moale cu accesele de șefie. E momentul să fie membri ai unei echipe, ai unui grup, chiar dacă nu sunt neapărat lideri. Pe de altă parte, revenirea în mișcare directă a lui Pluto în Capricorn le va îmbunătăți considerabil tonusul fizic și psihic. Ca bonus, sunt mai atenți la detalii, deci au posibilitatea să remarce noi aspecte ale carierei, noi modalități de a ieși în evidență la serviciu și, de ce nu, chiar de a găsi un nou loc de muncă care are multe avantaje financiare și căi de perfecționare. În weekend, banii curg gârlă înspre și dinspre buzunarele nativilor. Intrarea lui Marte în Fecioară va asigura mărirea câștigurilor, dar, din păcate, le dă și oarece impulsivitate de a cheltui fără măsură. Nu e o perioadă prea bună pentru a cumpăra obiecte de folosință îndelungată, întrucât se prea poate să plătească mai mult decât lucrul respectiv face. Însă, pot să obțină o sumă importantă dacă riscă puțin pe plan financiar. Subtilitate, diplomație, cooperare, disponibilitate la compromisuri. Iată niște calități aduse de echinocțiul de toamnă pe care fecioarele le-ar putea folosi pentru a-și crește bugetul. Dar chiar pot să facă afaceri excelente. Finanțele, inclusiv achiziționarea de bunuri importante pentru locuință, vor reprezenta prioritățile nativilor. Și în zilele ce urmează apar noi și neașteptate mijloace de a câștiga bani sau metode de a-și mări valoarea casei a unui imobil pe care îl dețin prin transformări, renovări. Deși pot fi nevoiți să facă față și unor cheltuieli ceva mai mari, nativii reușesc să găsească surse de finanțare ale acestora, care vor fi accesate doar prin intermediul studierii și incorporării a unor noi tehnici de abordare a domeniului profesional.
Ulterior, Pluto revine în tranzit direct în Capricorn și, pe lângă bani, pe nativi îi va interesa mai mult și iubirea. Farmecul lor va fi de-a dreptul irezistibil și pot avea de a face cu o mulțime de pretendenți. Cu toate astea, nu toți au intenții serioase. Așa că nativii trebuie să le facă fișa investigații ceva mai amănunțite referitoare la caracterul fiecăruia. Sau, de ce nu, ei înșiși tind să profite de acest magnetism. Este un joc al seducției care incită, dar atunci când te joci cu focul, riști să te mai și arzi. Întrebarea este dacă sunt dispuși să intre într-o situație care poate să degenereze rapid dacă vreuna dintre părți se simte dezavantajată. Nu în cele din urmă, Marte va intra în zodia lor în weekend. Planeta acțiunii îi îndeamnă să preia controlul asupra propriului destin, să facă pași spre afirmarea obiectivelor lor. Indiferent ce opțiune au, ce scopuri și-au propus, e de bun augur să le abordeze frontal, fără niciun fel de complex și fără ezitări. Cu cât îndrăznesc mai mult, cu atât au mai mari sorți de izbândă. Nu trebuie să uităm că Marte le cam înfierbântă temperamentul, le scoate la iveală latura iritabilă. Așa că e foarte posibil să le sară țandăra mai des, să intre în tot felul de certuri, confruntări, care, după cum ne putem da seama, le pot face mai mult rău decât bine. Așa cum era de așteptat, intrarea soarelui în zodia lor le propulsează pe balanțe în centrul atenției. În mare parte, asta e de bine. Imaginea și potențialul nativilor cresc în ochii celorlalți. Drumul spre succes pare mai ușor. Începe un ciclu solar care poate să le inspire un sentiment de renaștere, o mai mare încredere în propriile forțe și o conștientizare a individualității. Nativii au la dispoziție o perioadă excelentă pentru a-și promova propriile interese, pentru a se integra în sfera socială și pentru a crea contacte folositoare pe viitor. Revenirea lui Pluto în aspect direct în Capricorn va aduce în continuare norocul de partea lor, mai ales pentru că iese la iveală și mai mult latura lor diplomatică, atitudinea binevoitoare și sinceră față de ceilalți. Deși pare să se bucure de înțelegere și armonie în familie, dar și în viața profesională, ar fi cazul totuși să fie cu ochii în patru față de unele conjuncturi mai ciudate, confuze. Unii nativi au posibilitatea să se dedice, știu eu, unei ample operațiuni de renovare a casei sau, de ce nu, chiar să se mute într-o locuință nouă. În cel de-al doilea caz, e necesar să supravegheze cu mare atenție toate detaliile importante legate mai ales de utilități. Din păcate, toate aspectele astea pot să aibă și alte conotații spre mijlocul săptămânii. E un moment care poate să zguduie din temelii niște relații umane care, de fapt și de drept, nu prea îi ajutau. Niște schimbări bruște, hotărâte ale atitudinii sau chiar ale înfățișării le vor facilita încheierea unor alianțe pe plan personal și profesional care nu ar fi fost posibile decât dacă nu are loc această schimbare profundă. Ulterior, se prefigurează o perioadă prielnică analizării bugetului propriu, precum și capacității de a-și ridica nivelul de viață. Nativii sunt guvernați de o perspectivă practică asupra existenței. Ies la lumină noi metode de a câștiga bani în plus, mai ales prin intermediul ameliorării din nou a unor relații cu personaje importante. Pare până acum că mare parte din zodiac primește un îndemn astral să manifeste deschidere, să socializeze. Nu e cazul scorpionilor. Prima parte a săptămânii le atrage atenția nativilor asupra unor amintiri vechi, aproape uitate, unor năzuințe neașteptate sau, de ce nu, vorbim chiar de o redeșteptare spirituală. E posibil, deci, să treacă printr-o perioadă ceva mai complicată, pe care totuși ar fi de dorit să nu o păstreze numai pentru ei. Adică, orice fel de revelație ar avea, ar fi cazul să le împărtășească unui confident. Intrarea soarelui în zodia balanței va aduce, pe de altă parte, o perioadă de relativă izolare, de regândire a ceea ce s-a întâmplat în viața lor în ultimul an. O retrospectivă făcută în liniște, înainte ca astrul zilei să lumineze sectorul lor zodiacal.
Se va aplica zicala englezească conform căreia întunericul este cel mai profund înainte de ivirea zorilor, o metaforă foarte potrivită pentru nativi în perioada ce urmează. Nu spun că ar fi deprimați, dar sunt mai gânditori, mai preocupați decât de obicei de secrete, detalii, intenții ascunse și, bineînțeles, de eventualii dușmani din umbră. Vestea bună este că puterile lor de observație sunt mult crescute, așa că îi pot depista pe eventualii inamici înainte ca aceștia să acționeze. Același lucru se aplică și în amor. Depistează eventualele intenții ale unui admirator sau admiratoare care suferă de timiditate sau ei înșiși vor trece printr-un moment în care le vine greu să-și exprime sentimentele pe care le nutresc. Autoizolarea impusă de ciclul solar se poate destrăma însă întrucâtva ca urmare a revenirii lui Pluto în aspect direct pe 25 septembrie. Este vorba despre un aspect ale cărui coordonate vor fi armonia, cooperarea. Abilitatea de a vorbi cu mare putere de convingere poate să le aducă aliați numeroși și puternici. Legătura cu rudele se va întări și va câștiga în sinceritate. Nu în cele din urmă, ca urmare a tranzitului lui Marte în zodia Fecioarei, se vor deschide mai mult față de ceilalți. Poate măcar în weekend vor avea chef să se distreze, să socializeze. Influențele solare își vor pierde puțin din intensitate, iar atitudinea lor deschisă îi atrage pe oameni și uneori, de ce nu, capătă postura de lideri. Nu mai sunt debusolați. Tenacitatea, spiritul de inițiativă îi vor ajuta să-și materializeze speranțele și chiar aduc norocul de partea lor. Pentru săgetători, săptămâna începe ceva mai complicat din cauza tranzitului saturnian, aspect care le va da bătăi de cap în următorii 2 ani. Stau cam prost la capitolele atenție, răbdare și obiectivitate, își pun tot felul de întrebări incomode și sunt tentat să ia decizii ale căror consecințe nu sunt întotdeauna cele sperate. În plus, dacă ajung în situația de a da dovadă de compasiune și bună judecată, sunt tentat să evite confruntările cu circumstanțe neplăcute. Au parte de succese atunci când își îngustează puțin orizontul de așteptări și reacționează la cerințele de moment. Se poate întâmpla ca, pe măsură ce își doresc ceva tot mai mult, lucrul dorit să se dovedească a fi într-un final o iluzie. Ulterior, din 23 septembrie, intrarea Soarelui în zodia Balanței va aduce în prim plan prieteniile, asocierile cu alții. Agenda zilnică pare să fie aglomerată cu evenimente la care li se solicită prezența. Întâlniri, petreceri chiar. Oamenii nu le mai ignoră personalitatea, sunt dornici să le fie alături. Au astfel șansa să cunoască persoane noi și să înceapă amiciții promițătoare. Pot să-și revigoreze, deci, relațiile de prietenie, intră în anturaje interesante. Le recomand totuși ceva băgare de seamă față de unele trădări, dezamăgiri venite din partea unor amici sau aliați lipsiți de onestitate. Pe de altă parte, Pluto în tranzit direct le va netezi calea spre o reechilibrare a bugetului. În cazul în care au luat aminte la avertismentele acestei planete în perioada cât a fost retrogradă, ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a-și consolida siguranța materială. Au prilejul să scoată la lumină noi posibilități de a-și crește veniturile. Nu în cele din urmă, Marte, prezent din 25 septembrie în Fecioară, le insuflă o energie clocotitoare, care va fi canalizată în principal spre carieră, consolidarea statutului profesional și obținerea unor rezultate de excepție. Atitudinea belicoasă a acestei planete ar trebui totuși ținută sub control, adică să nu aibă confruntări violente și inutile cu șefii sau colegii. Acest tranzit este bun pentru începerea unor afaceri sau pentru o inițiativă temerară în plan profesional. În cazul capricornilor, săptămâna asta se anunță o cotitură în viața lor profesională. Pot fi puși în fața unor circumstanțe hotărătoare, care au potențialul să le schimbe aria responsabilităților și chiar a aspirațiilor pe termen lung. Din 23 septembrie, intrarea Soarelui în Balanță va insista asupra planurilor pe termen lung, de anvergură din nou din sfera profesională. Dacă și-au pus în gând să-și modifice traiectoria carierei, e o perioadă oportună pentru a-și clădi planuri, pentru a înainta ferm în această direcție. În același timp, e posibil să aibă parte de o promovare, o mărire de salariu într-un job care le place sau căruia i s-au dedicat din tot sufletul.
Trecem acum la vestea mai importantă pentru Capricorni. După jumătate de an de angoase existențiale provocate de retrogradarea lui Pluto, planeta misterelor revine pe 25 septembrie în mișcare directă. Adică pot să răsufle liniștiți. Are loc o rearmonizare între latura lor conștientă și cea subconștientă. Li se oferă prilejul de a oferi lumii o imagine echilibrată, de a înlătura reaua voință sau suspiciunea unor oameni care îi înconjoară. Îndrăzneala în abordarea vieții rămâne una tu a lor și au abilitatea de a o controla, de a ști în ce măsură își pot promova propriile interese. Pe de altă parte, tind a recepta mai ușor ceea ce se întâmplă în mediul înconjurător, de a descifra fără greutate adevăratele intenții ale oamenilor. O perioadă revitalizantă, prielnică unei călătorii îndelungate sau pentru a intra într-un stadiu mai ambițios al educației, începe tot pe 25 septembrie, atunci când Marte intră în zodia Fecioarei. Este o planetă care le transmite curaj, neastâmpăr și chiar nesăbuință. Dacă pornesc așadar într-o călătorie, ar fi cazul să-și țină în frâu impulsul de a-și asuma riscuri prea mari sau de a se implica în conflicte generate de lucruri mici lipsite de semnificație. Vărsătorii au parte de o săptămână bună, chiar dacă nu pare așa de la început. În mod normal, ei nu lasă impresia unor persoane obsedate de control, dar pare că luni și marți exact chipul acesta îl vor arăta celor din jur. Mai mult, vor avea tendința să persiste în tipare de gândire rigide, care nu prea le permit să vadă oportunitățile care tot apar. Evident, le recomand să renunțe la prejudecăți și să nu mai încerce să-i schimbe pe cei din jur. Cert este însă că lucrurile se vor schimba pentru ei din 23 septembrie, atunci când soarele intră în zodia prietenă a Balanței. Evoluția personală prin intermediul educației, experiențelor de viață, călătoriilor, vor fi prioritățile nativilor, adică o maximă deschidere spre tot ceea ce are lumea de oferit. Este chiar posibil să-și schimbe dramatic filozofia de viață ca urmare a intrării în contact cu oameni care au o gândire diferită, care îi inspiră. Nativii acestui semn liber de contract le recomand să iasă, să socializeze, să-și dea întâlniri, pentru că chiar pot găsi pe cineva care să li se potrivească perfect. Pe 25 septembrie, revenirea lui Pluto în mișcare directă în Capricorn îi ajută să se vindece de răni emoționale vechi. Le oferă prilejul să privească viitorul dintr-o perspectivă pozitivă, optimistă. Dilemele și complexele vor fi depășite grație unui realism ponderat. Au capacitatea să își dea seama cu claritate cinele sunt prietenii, cinele sunt dușmanii, să știe cu siguranță pe cine anume se pot baza în viața lor profesională, dar și în cea socială. Călătoria lui Marte în Fecioară va trezi surprinzător vulcanul senzualității și prea rar va indica o dragoste pur platonică. Forța acestei planete poate fi copleșitoare. Le-aș recomanda totuși să nu cadă în capcana unei aventuri cu final dubios, ci mai bine să-și folosească forța seducției pentru a cuceri persoana potrivită. Proiectele derulate în asociere cu alte persoane ajung în atenția peștilor în primele 2 zile ale săptămânii. Le recomand să clarifice eventualele chestiuni confuze, mai ales că sunt într-o dispoziție sociabilă și sunt gata de negocieri, ba chiar mai mult, sunt dispuși la compromisuri. Zilele următoare aduc, din păcate, o relativă micșorare a energiei fizice și le scade în acest fel și eficiența. Par să fie iritați de probleme minore, reacționează cu vehemență față de tot ceea ce le stă în cale, ca prada apatiei. Le vine greu să se concentreze, cu atât mai mult cu cât realitatea iese din tiparele cunoscute. Intrarea soarelui din 23 septembrie în zodia Balanței va fi asociată însă cu o transformare de proporții a lumilor interioare, dar în același timp e asociată și cu abilitatea de a-și recunoaște latura întunecată a sinelui fără să se lase stăpâniți de ea. Pot să aibă parte de o renaștere, o metamorfoză care le este de folos pe termen lung. Sub impactul revenirii lui Pluto în aspect direct în zodia Capricornului, au ocazia să înceapă un nou capitol în legătura cu oamenii care îi înconjoară. Adică își dau seama cine exact le sunt prietenii, cine le sunt dușmanii, sunt mai puțin egoiști, nu mai au impresia că doar ei au drepturi sau dreptate, iar lucrul ăsta cu siguranță le este de folos în găsirea de noi aliați pentru proiectele lor.
Relațiile de parteneriat devin din nou prioritare din 25 septembrie, atunci când începe tranzitul lui Marte în zodia Fecioarei. Dacă există probleme, această planetă nu acceptă calea de mijloc. E capabilă să le pună în cale circumstanțe, evenimente, care să destrame relațiile care nu merg. În același timp, în acest context astral, e nevoie să facă eforturi suplimentare pentru a-și menține calmul. Natura pozitivă este că au ocazia să-și mărească numărul de contacte, să întâlnească oameni care le vor fi utili în viitorul apropiat. Încheie aici această ediție a emisiunii Astro Confidențial. Eu sunt Monica Vasiliev, ne revedem săptămâna viitoare pentru o nouă incursiune printre stele. Până atunci, vă urez să aveți parte de zile splendide!